poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea, 800 de euro astăzi, pentru că am dat ieri 1600. Ce-i, Luca? De ce ești așa? Mărturisesc că m-am luat cu Skid Row și uitasem complet de Dublu sau Nimic, m-a surprins genericul. Băi, dacă aș știu că e așa de faimoasă trupa asta, și întreba și la Dublu sau Nimic. Skid Row? Da, cine e solistul trupei Skid Row? Băi, deci... poți să mergi chiar atât de departe, totuși. Deci eu zic să te duci, să ieși și să te mai întorci odată, dacă vorbești așa de Skid Row. Dar n-am vorbit urât. Am spus, păi tu nu știi de ei. Am și eu lacunele mele, na. A fost o discuție mai devreme, putem să o dezvăluim? Nu. Tania, da, mă, din Deva e cu noi. Bună dimineața, Tania. Bună, Tania. Bună dimineața. Ce faci, Tania? Mulțumesc, bine. Mă pregătesc de muncă. Bună. La ce Deva, înțeleg. Adică, da, ce, cu ce te ocupi? Am o mică afacere. Ce? Cu ce? Cu aparate de cafea. Aparate de cafea. Excelent. Da. Da. Bravo. Service. Service? Service, da, și vânzări. Ok. Foarte de vreo 18 ani. Deci vezi, la Tania, tradiție. La Tania trebuia să mă trimiți când s-a stricat aparatul, da, de cafea. Da, să știți că mai am clienți în București. Na. Păi să știți că în București, nu știu cum e la dumneavoastră, dar la București e foarte scump serviciul pentru... Nu. Să zicem că e un raport calitate-preț corect. Ok, în ordine. Ei mi l-au reparat bine, dar a costat foarte mult. Da, acum costurile sunt cele mai mari la piese. Nu știu manopera cum este în București. Nu, manopera a fost aproape 200 de lei curățatul. Că practic eram fundat. Noi, ca să vă faceți o idee, unde calcifia cu curățat este 95 de lei. Azi, bă, ce înseamnă? Da. Cum dau ăștia în ele în București? Bine, Luca l-au și prins că e vedetă așa și i-au luat mai mulți. Da, este altă piață. Deci este altă, să zicem că de acolo se dă ora exactă. Păi da. Tania, da. Spune-ne dacă mai ești cu cineva acum. Nu, sunt singură. Singură? Nu mai concurenți singuri săptămâna asta. Da, o singurătate. Da. E o singurătate generală. Da, chiar nu mă așteptam. Deci niciodată n-am intrat cu dumneavoastră în direct. Este chiar o surpriză mare, mare de tot. N-auzi că și pe Luca l-a luat prin surprindere concursul? Da. Eram băgat, Ania, într-o discuție aici cu Skid Row, cu Erotic, cu, mă rog. O dezvoltăm puțin mai încolo. Hai să dăm drumul la joacă, zic eu. Gata, hai. 100 de euro. Știi, Tania, că întrebarea de 100 de euro e în general una simplă de încălzire. Așa este și astăzi. Ce mare turneu de tenis se desfășoară zilele astea? Aoleu, chiar trebuie să nu știu. A fost și la știrea, câștiga Simona aseară. Da, nu, n-am auzit, îmi pare rău. Mare, mare turneu de tenis la Paris. A, Roland Garros? Iată. Da, n-am, îmi pare rău, chiar nu. N-am ascultat știrile zilele trecute. Da, vezi, n-am păcat, fost pe... Păcat. Ca la podul tău. Păcat, era ușor. Tania are treabă, nu e atentă la asta. Niște decalcifieri gratuite. Da. Măi, Tania, ne pare tare rău. Nu ai nicio problemă. Acum și aș zi... Poate va mai fi o șansă. Asta, toate lucrurile au un început. Acum, dacă ai fost la noi în direct, poate va mai fi o dată viitoare. Da. Mulțumesc mult pentru... Mulțumim și noi, Tania, pentru jocul de astăzi. Mâine 1600, nu? Da, scurt azi. Dublu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.